Un nou protest masiv, mii de israelieni au ieșit în stradă și au manifestat față de guvernul condus de Benjamin Netanyahu. Oamenii cer guvernanților eliberarea cât mai urgentă a ostaticilor ținuți captivi în fâșia Gaza de mișcarea palestiniană Hamas. Protestatarii au cerut inclusiv demisia premierului Netanyahu și spun că vor alegeri anticipate. Poliția călare a intervenit în forță ca să-i disperseze pe manifestanți, iar câțiva dintre ei au fost arestați. Potrivit datelor Ministerului Sănătății, Hamas, de la începutul războiului, în urma unei ofensive devastatoare, armata israeliană a făcut peste 35.000 de morți, în principal civili palestinieni. Conform celor mai recente date, în prezent în fâșia Gaza, sunt ostatici peste 100 de israelieni.